Simona German a renunțat la sportul de performanță după ce a obținut în urmă cu 4 ani medalia de aur cu echipa la Jocurile Olimpice din Brazilia. Fosta spadasină, care și-a petrecut întreaga carieră la clubul Steaua, ocupă funcția de manager al secției de scrimă și povestește cum a fost trecerea de pe planșă la birou. Nu mă plictisesc, asta îmi place foarte mult. Recunosc, mai îmi lipsește câteodată adrenalina aia de pe planșă și stresul în care trăiam fiecare competiție. Sunt o persoană care se acomodează destul de ușor la treceri. Pentru mine Steaua înseamnă acasă, înseamnă familie și sunt fericită că mă aflu aici și în zilele astea. Cum se simte un sportiv atunci când urcă pe podiumul olimpic? Păi, să-mi aduc aminte, plângeam foarte mult. Faptul că reușești să iei și cea mai de preț medalie este un sentiment pe care nu prea poți să-l exprimi în cuvinte, ci doar în lacrimi, cum am făcut-o eu. Pentru a nu uita niciodată momentele trăite ca sportiv la Rio, Simona și-a tatuat în numele persoanelor care au dat putere să ajungă în vârf, dar și ce semnificație au aceste însemnări. Totdeauna mi-am dorit un tatuaj. Am spus să-mi fac atunci un tatuaj atunci când o să am un copil. A venit Teodora, am făcut tatuajul cu spada. Am spus Teodora și spada sunt lucrurile importante în viața mea. După care a venit, după Jocurile Olimpice, Alexandra. Și am spus, dacă Teodora a fost cu spada, e clar, ele două m-au făcut să ajung la Alexandra al doilea copil și la câștigarea aurului olimpic. Și atunci am spus, se leagă de Jocurile Olimpice și fac cercurile. Până acum spuneam, gata, doi copii, am pus punct, numai mi-am atins obiectivul. Dar recunosc că de ceva timp mai îmi trece așa cât un gând de al treilea copil. Nu știu dacă îmi doresc neapărat băiețel, dar un al treilea copil nu știu. Dacă va fi să fie, nu spun nu. Campioană europeană, mondială și olimpică, Simona este una dintre cele mai titrate scrimere pe care le-a avut vreodată clubul roșalbastru.